Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit în 1995 pe My Summer Car, mașina mea de vară. Astăzi, ați văzut bine în titlu, în thumbnail sau ce o să mai fac eu pe acolo, Vericul vrea să ne ajute pentru că a văzut că ne-a luat foc mașina data trecută. Ne-am dus aici, ne-am aplicat așa. Ăsta nici nu e băgat în priză. De ce sunt două? Ai și calculatorul. Așa, am vorbit cu Vericul la telefon, cu Veric mobilul și mi-a zis: frățic, vezi că am văzut că ți-a luat foc mașina. Adu-o încoace să o băgăm pe tester, mă înțelegi? Și am zis, bine mă Veric, hai că-i facem așa. Eventual îi facem și un soft arabesc să vedem cam câți cai duce și așa mai departe. Deci suntem pregătiți. De fapt trebuie să beau niște apă. Practic mă spăl între urechi și beau apă în același timp. O să urinez puțin în chiuvetă. Bă, dar nu e bine că se face băltoacă dacă urinez în bucătărie. Da, mă rog, aia like-o la blană. Perchele! Ok, hai, lasă degetele astea, nu mai știu pe ce am apăsat. Ok, ok. Ho, bă, te mai oprești? Stăm să mai oprește. Bun, 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 bun. Deci, suntem aici în țara noastră favorită, în caz că nu o știți. Bă, nu te urina pe steag, stăm să mai oprește. Ok, țara noastră favorită, scrieți în comentarii dacă voi cunoașteți cumva drapelul sau nu. De asemenea, avem un mare poster. Bă, asta e un mod cu România și eu nu reușesc să-l fac să meargă, pentru că magazinul lui Teimo trebuia să fie un fel de penny sau ceva de genul, dar nu e. Nu înțeleg de ce nu merge. Câteva afișe pe aici merg, dar restul modului nu. Ok, păi, dacă nu sunteți la curent cu ce se întâmplă, practic mi-am cumpărat și eu avionul acesta, în care are foarte mult sky putere, e 1.0 diesel, rupe asfaltul și practic e ce trebuie această mașinetă, ia să auzim. Bun, 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 ia uzi cum toarce, fii atent. Ia uzi. Nu știu dacă se vede pe video, dar mai are uneori niște apucături așa de AMG și mai troznește aici pe țeava de eșapament, care e un pic ascunsă. Ok, 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 ok. Mașina se prezintă în stare destul de bună. Avem România, pentru că ne place mult, mai Summer Car, clasic, mă rog, român clasic pe GPL, de fapt motorul e pe benzină și are și GPL, dar nu mai contează. Da, avem capota aceasta de mare, mare angajament, stai să vă arăt, ok. Așa, dar mașina prezintă o problemă. Uneori mai are, v-am zis, apucături de AMG și mai are foc motorul, știi? Na, se întâmplă, de aia noi fiind șoferi cu experiență stăm cu extintorul imediat lângă noi, deci nu discutăm. Plus că, dacă nu știți, avionul ăsta al nostru, hai să-l pornim, da? El prezintă CD, ok? Și avem, da, avem o mică problemă, se pare. Stai, voiam să ascult muzică, dar... Gata, m-a intrat. Aia zic, tată. Avem un sistem audio de mare, mare angajament. Ia uzi. Aici prezintă puțin rugină în portbagaj, dar nu e mare chestie, că se rezolvă. Hai să dăm și noi ăsta jos. Mai ascultăm o dată înainte de plecare, că o să ne ducem la Vericul. Ia. Dăm ăsta jos. Bă, scoate ceva sunete mașina asta. Parcă am băgat niște melodii noi. Gani am băgat, că știu că vă place. Avem două antene, prindem AM, FM, toate stațiile radio le prindem, dar ascultăm la așa. Aici, da, nu prea vreți să vedeți. De asemenea, cred că îi trebuie o... Ia uzi. Pe Minecraft. Cred că ne lipsește chestia aia de nos. Nu sunt sigur dacă pot să o pun. Stai așa că s-a apucat Gani de cântat. Triunghi de ăsta nu ne mai trebuie. Mi-ar plăcea o ladă de bere în mașină, ce-i drept. Te joci pe crack. Întrebarea mea e unde e... Habar n-am unde e... Unde e aia, trusa de... De scule. Avem nevoie de scule noi. A, uite-o aici. Mamă, îl bate pe fitul Gani. Cum s-aude, e nebun. Ia, ce mai avem? Asta e favorita mea. Pe Topic Craft cu băieții, păcat că s-a terminat seria. Ia. Ia uite-mă, cum mă rup. Pune bă frână. Bă, n-are frâne. Hai. Bun, la o băută scurtă. Nu mai văd nimic. Mai știți cineva? Ia câte ceasul, fii atent. Deci beau. Nu mai merge. Nu cred că avem țigări la noi. Ia că au început ștergătoarele. Holy, stai bă, am luat toată asta. Hai că mai ajunge la Vericul. Mama, am murit motorul. O mă, Luca, nu mai fă pixel art. Ok, o să fie un drum cam lung, băieți. Deci ne auzim acolo, cred că. Mai dăm una pe... Ia. Legendar. Mă, vezi, conducem bine la 3B. Deci 3B talpă și conducem forța rău. Aoleu. Hai că suntem bine, suntem bine, suntem bine. Next, next. Aoleu, deja iese fum. Aoleu, a început fumigena aici, nebun. Cred că am mers doar în tranteia de aia. Hai că-și revine. Merge? Iese din vizuina, hai că ne auzim în vizuina acolo. Vericul, moment, ia uite unde și-a lăsat mașinile. Ho bă, nebunie. Stai așa să vorbim cu al nostru. Bun, 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 perfect. Vezi că Vericul are mașină de mașină, de asta americană cu motor mare. Auzi cum toarce. Stai. Ia uzi. S-aude? Cum e mașina asta. Asta derapează non-stop, n-are ABS, ce n-are. Nici nu întoarce, e terminată mașina asta. Mă rog, hai, hai să... Io, hopa! Ce zici, mă, Gani? Ok, ok, ok. Bun, fii atent. Pune muzica pe episod, mie îmi place fără. Bun, 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 în sfârșit, Vericul, moment. Salut, Vericule! Ok, ok. That car of yours is ruining my driveway. No, 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 că eu sunt client al tău. Fii atent, Vericule, deci am o problemă la mașchinetă. Ho, bă, taci din gură! Am o problemă la mașină. Și trebuie să facem cumva să-i băgăm un soft, ce zici? Bun, fii atent, sunt de acord cu ideea ta. Înainte să o softăm, hai să... Ia uzi. Sunteți nocivani? Ok. Hai să dăm cu spatele aici. Și o să o punem pe Dino, da? Hăinuțe în rucsac. Oh, gata, gata, gata. Fără hăinuțe în rucsac. Bun, fii atent. O să... Prima oară o să vedem puterea la avionul ăsta. Hai să o punem corespunzător, desigur. Ok, ok. Auzi cum rage. Bun, deja acest monstru pe roți deja l-au prins. Da, deci n-are unde să mai fugă. Ok, ok. Și vreau să-ți folosim softul ăsta arabesc al tău, Vericule. Stai un pic așa. Câți cai credeți că are mașina asta? Monstru ăsta pe roți, 2 zile 2010 benzină, diesel, nici nu mai știm ce e, GPL. Deci acum e GPL Power, hai să vedem ea. Am nevoie de niște muzică bună, din păcate. Oh my god. Ia. Ești gata? Îi dăm? Am plecat tare. Am plecat tare. Vezi că i-am dat în goarnă, i-am dat în goarnă. Suntem la 100 oră. Fuge, fuge rău monstru ăsta. Dei, 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 dei. Ne aflăm la 50 de cai acum. A treia, a patra. Mama, 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 cum face într-a patra. Simt mirosul ăla de gaz, îl simțiți? A cincea. Nu mai vrea, bă, nu mai e a cincea. Frână, 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 teca! Oh, gata, 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 gata. Oh, că e jale treaba asta. Stai un pic, stai un pic, stai un pic. Stai așa, stai așa, stai așa. Dă-mi aici așa, ok. O să facem o mică intervenție. O șpreie, mă, intră pe aici pe gură. Și se potolește, da? Că e monstru prea puternic și îți dai seama că trebuie răcit. Da, hai să analizăm puțin situația. Deci ne aflăm la... ai zice un 60 de cai putere. Ok, ok, 60 de cai putere la monstru, la bolidul ăsta. Poate dacă i-am pune niște jante mai sport așa, niște cauciucuri mai corespunzătoare, că astea cred că sunt all road, all terrain, nu știu. Unele mai așa, mai hâzjonule posibil. Hai să mai încercăm o dată totuși. Pot să dau reset? Ok, ok, ok. Da, deci ne arată acolo un 64 de căluți. Da, 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 da. Pot să dau și un reset, new measurement? Da, da, da. Acum o să plecăm așa mai cu scârți, cum îmi place mie. Stai un pic, o pregătim. Am plecat. Am plecat. Am plecat. Prindem viteză, prindem, prindem, prindem. Oh my god. De aici. Da, da, da. Dar de ce pierde toți caii? Nu înțeleg, ajunge la 0. Încarcă doar începutul sau care-i faza? O mai avem ce să mai schimbăm, gata. Oh. Oh. Oh, cu Rafaele. Oh, bă, Rafaele, oh. Gata, las-o pe liber. Da, deci acum acest motor Golan 1.0 GPL dezvoltă 61 de căluți. Deja obosit după prima partidă, eu v-am zis. Da, hai să punem un pic de pauză. Da, 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 aici și e timpul să vorbim cu Vericul. Da. Brodere, situația nu stă prea bine. Pentru că, vezi tu de aici, cred că putem observa acel avion de acolo. Dezvoltă doar 60 de cai, gen... Da, nu e potențialul maxim. Crezi că am putea să rezolvăm noi cumva? Mă uit aici prin asta ta, un soft arabesc ne-ar putea salva ceva. Ce avem noi aici? Secretul vericului. Hopa! Cool stuff inside, fii atent! Deși că cu un soft corect. Deci, din meniul acesta avem ceva special de achiziționat și o să mă urmăriți aici. Turbocharge, exhaust header, blow-off valve, ok. Avem ăsta, ăsta, perfect. Ăsta, deci fix 7 iteme, le achiziționați și voi la fel. Este un mod, aveți link în descriere în caz că sunteți interesați de specificații, da? Și... o să ne teleporteze mai multe nebune, da? Trebuie să resetez jocul, nu merge, îmi zboară mașina în ceruri când mă resetez, nu mai zicem nimic. Bun, fiți atenți la softul vericului. A plecat capota noastră și începem să aducem itemele necesare, care ar fi... ce sunt astea? Intercooler frumos, deci pregătim un soft arabesc, bă băiatule. Nu o să mai fie la fel mașina, ascultați-mă ce vă zic. Avem trusa acolo. Astea frumos. Niște headere noi nouțe pentru noi. Pentru mașchineta noastră. Trebuie să întoarcem astea. Dacă veți fi interesați de mod, aveți link în descriere și o să găsiți acolo tutorial cum să faceți tot ce trebuie. Cred că am luat cheia de 8. Sare aici înăuntru ca un expert care ești. Și începi să scoți șurubelele astea. Că nu știam de ce... de nu m-am chinuit să porcăriile astea, că nu știam de ce nu se dă asta jos. Nu, de fapt nu știam de ce nu se pune alta, că eu trebuia să dau pe asta jos. E zic, tată, sări din ghețane. Stai un pic încă nu sărim. Stai, stai. What? A, gata. Ciore, bă! Tot-te, bă, jos! Wow, era lipită! Arunc-o acolo, nu mai trebuie, pentru că venim cu altele noi nouțe, fresh giorno. Cea mai... a plecat, ești nebun. My Summer Car moment. Stai acolo. Uite, vezi? Și sunt astea noi pe care tocmai le-am pus, da? Toate șuruburile o să fie nevoie să le strângeți. Și o să aveți tutorialul în descriere acolo pe pagina modului. Ok? Pentru că sunt mai multe piese, nu durează așa mult. Double charger, frumos. Asta o să vină în interior. Deci, piese comandate de vericul. Ce vrei mai mult de atât? Pur și simplu, ăsta e un ceas digital. Ne arată puterea. Puterea aia mare. Asta îl lăsăm mai la final. Și începem să punem și noi niște țăvuște de-astea, așa, fii atent. Începem, nu știu practic ce ar fi ăsta, dar sunt tare curios câți cai credeți că o să adauge sistemul ăsta de... Sistemul împreună cu Soft Arabesc, adică e insane, sincer. Așa. Ok, deci ele se leagă la chestia asta din față. Avem două radiatoare pe mașină, voi pricepeți? Deci mașina asta e atât de puternică, avionul ăsta. Bă, două radiatoare, unul stânga, unul dreapta și o să vedeți imediat că o să rămâneți uluiți, o să ziceți, bă, ești nebun, Vericule! Că aducem toate piesele, nu le mai aduc eu pe toate și după să montez, că mi-au căzut prin hartă. Nu aveți idee câte failuri am dat. În descriere, codul RAF 12% reducere. Am primit un tab interesant. Sunt două arome într-una, cum ar veni. Gen, vezi, pe partea așa, pe partea așa. Interesant conceptul. Și nu e rău. Are gust de... Ca și clickbait-ul are gust, ca aroma clickbait, așa cu struguri. Interesantă. Ok, montăm și acolo frumos. Nu o să fiți pregătiți. Da. Zice looks brand new, zice nouț. Între timp, voi veți apăsa butonașul de like. Ok? Îi veți da așa frumos. Avem un blow-off valve care să... Pardon, să pocnească tot. Ordinea eu am pus-o bine, doar că trebuie să strângem toate șuruburile alea nebune. Și cred că asta a fost tot de la Vericul. Ia zi, Vericul, e bine? Ok, deci o să mai luăm noi softul ăsta al tău. De-l zici cu final gear change, cu umblitul la mașină, da? Ne înțelegem, corect, corect, corect. Și acum, piesa de rezistență o să fie efectiv... Uite-l tata cum arată. Are așa, e și printr-o parte, ce e o nară, ce e ieșită. Multe țevi. N-ai cum, adică e insane. O nouă zi la Vericul SRL aici. A zis că ne-a reparat mașina, chiar vreau să văd ea. Vericule, ți-am lăsat-o. I-ai făcut ceva? Are nicio treabă al nostru, ok. Hai să vedem ce ai făcut. Eu am montat alea, văd că ai dat pe jos. El a strâns șuruburile, practic. Că v-am explicat, sunt foarte multe șuruburi. Fiecare șurub trebuie strâns. Dacă n-ai strâns... Bă, dacă șurubul ăsta de aici ai uitat să-l strângi, nu merge modul. Deci nu merge, n-are nicio logică, dar nu merge. Deci nu l-ai strâns, nu merge. Ok. Deci, indicatorul că merge e că atunci când pornești mașina, să-ți apară la ceasul ăla. Aici trebuie să-ți apară minus 10 sau orice cifră, să nu-ți apară RR. Dacă apare RR, eroare, n-ai strâns șuruburile bine. Și acum, hai să vedem și eu cum se aude motorul ăsta. Mai întâi băgăm niște muzică, clasic. Ia. Stai, să dăm și regia cu jos, să ascultăm. Ia zi-mă, Vericule, ce ai făcut? Auzi-o, tată, cum faci, ești nebun? Mă, cum respiră! Ce, mă, Bugatti Veyron? Vericule, ce soft ai făcut, mă? Soft Arabesc, fii atent. Hopa! Auzi! Hopa! Mamă, Vericule! Holy, cum fă... E? Mă, vezi că se înfige! Stai așa, stai așa, stai să-i dăm mai ușor. Am tăiat. Intrăm așa cu scârți. Mamă, cum respiră! Ia vezi la mașchinetă! Dă-i repede luminile! Huu, că ne-a băgat Vericul și... LED-uri tot! Ne-a scos halogenul! Mă! Tu ești ce, că nu mă țin la ea! Hobă! A murit! Vericule, ce-ai făcut, tata, că fuge monstru? Auto! Trebuie, cred că o duce la... să-i schimbe și halogenele astea, nu? Să pună niște LED-uri de la jimechere. Să facă radiografie la fraier, ia! Mamă, cum face Satsuma? Bă, nici eu nouță nu făcea așa. Ia. Ia, ia. Uu, polițaien. Mamă, cum e avionul ăsta, băieți. Aoleu, a murit cu totul. Vericule, scoate-mă de aici că e jale. Stai mă așa că nu vrei, ești nebun. Ia uite cum face. Șorem. Mama, am pus... am aruncat-o la fix. What? Când o pui perfect, apare astea. Vai, o dai? Da, așa. Auto. Bine, mă, tata, mă. România, GPL. Auzi, Vericule, câți cai zici că scoate avionul ăsta? Scoate 200 de cai? Ia, mă. Stai așa că trebuie să-i plătim ora. Stai un pic că ne spargem de râs. Tastează aici 200 de lei. Că iau o oră la Soft Arabesc. Hai, m-am plătit sau ce se întâmplă? Mă, lasă vorba, am plătit sau ce? Gata, hai. Ăla vorbește non-stop dacă îți zice de mașini, de altele. Ia. Stai. Check results. Nu, no notes. Gata, tat. Stai. Așa. Hai. Hai să facem radiografie la fraieri ăștia. Frâna jos. Auzi-o cum face, pregătită de... Ziceți repede în comentarii câți cai are. Auto. Mamă, 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 Vericule, cum fuge asta. Dai, 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 dai. O, 160, da, uite cum se duce. Vai, 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 vai. Dacă aveai și nosul ăla nebun. O, am dat peste cap cronometrul ăla, care nu e cronometru. Holy turometru. Uite aici, Vericule, o ia de la capăt kilometrajul, bă, băiatule, murim, bă. Uite câtă viteză am că sare pe parbriz. O luăm de la lung, o luăm ieri de la zero. Dă-i repede, repede de tot, că ia foc motorul, ești nebun. Dăm repede să stingem bestia asta aici. Dă-i nări aici, ca să, că de aici respire aia. Vai, vai, vai. Ok, hai să vedem ce calcul am scos. De la 60 la 180, de 3 ori cu Soft Arabesc. Nici are 5 viteze mașina asta și prinde 200 de cai. Hai, iar. Hai o plecare corectă, fii atent. Hai o plecare corectă, da? O plecare corectă. Ce-ai, mă, că fuge. A murit cu totul, ce are? Mi-au murit toți copilașii. Ia, mă, câți cai? 175, deci un pic mai treturată mașchineta înainte să plece. Vericule, vino încoa să-ți dau un pupic pe chelia aia. Te pupăcesc. Eu am făcut niște pipilică pe el. Te pupăcesc cu softul ăsta. Auzi, mă, cum facem în cămăr, tata. Cum respire aia așa. Auzi. Ai. Știi cine mai trebuie un mod? Dar nu există. Să chiue așa, știi, când schimbi viteza. Dar nu cred că e exact, că există, spuneți-mi în comentarii. Acum o să ne ducem la vila noastră de bogați, știi, că am reparat avionul ăsta nebun. Are, auzi cum face. Fuu, și acum îi dăm talpa, rău, dar tot, 200 gen. Îi dăm 200 până acasă. Vezi că și cam pierde controlul deja pe la 200. Stai că o lăsăm mai lejer așa. Hai că prindem luminile să facem radiografie la băieți. Volanul ăsta e ruginit, ce are? Ia auzi. Ok, deci aici la dreapta, cred. Nu mai țin minte exact unde e vila noastră de lux, ascunsă. Auzi-o cum face. Dai. Dai, că am ajuns acasă. Ho! Ho! Oh, că am ajuns la vilă. Ie, măi, Rafael, mă. Doar nu credeți că mă întorc la porcăria aia de casă, nu? Bă, ne-a plecat capota! What? Asta că nu ne mai trec capota. Auto și radiografie facem. For sale. What? Bă, am cumpărat casa, dar avem bani zero, deci ok. Noua noastră casă, boys. O să dureze un pic până ne dăm seama cam cum funcționează casa. Nu, aici închidem așa, nu vreau să închidem. Remote control gate, da. Stai. Gata, mă, ia uite. Atat. Vezi că avem, telecomandă. Bă, modul ăsta e prea mișto. Pă bune, deci copilajul ăsta a reușit să facă o casă insane. Da, nu e buton la poartă, mă gândesc. Dar nu înțeleg de ce, n-ar trebui să ai un buton lângă poartă? Să nu-i tăie hoții sau care-i faza? Nu știu. Nu știu, dar am ajuns acasă, boys. Stai așa. Let's go. Bun. Bun. Poarta putem să o închidem. Ce avem aici? Bă, aici e d'avioane. Aici trebuie să pun mașina. What? E d'avioane asta. E mai mare decât casa voi. Vedeți? Celălalt garaj? Holy smokes. Ok, boys, dacă mai știți moduri și mechere pentru My Summer Car, nu ezitați, băieții. What? Ne faceți data viitoare casa. Nu ezitați să lăsați în comentarii numele modului, pentru că știu că sunteți câțiva dintre voi cărora vă plac mult mod. Ce, bă, dușul ăsta? Nici n-are cap de duș. E fake. Știu că unii dintre voi sunteți fanatici așa cu modurile și știți mai multe decât mine, pentru că eu nu m-am mai jucat de mult timp My Summer Car. Da, deci cam asta este ideea. Avem niște amintiri aici cu cârnați. E șmecheră rău de tot casa. Voiam să facem mai adăugat nou. Cred că a adăugat nouă opțiunea aia să customizezi camerele. E efectiv vilă și suntem și undeva așa retrași, dar vezi că e mai mișto locația asta, că e aproape de autostradă. Sau mă rog, de strada aia principală. Cealaltă casa noastră, aia veche, era departe, rău de tot. Și acum nu mai lăguiește nici jocul așa tare. Deci vezi că e ce trebuie. Vezi și frigider, chiar dacă e gol. Avem hotă. Holy smokes. Și avionul nostru. Asta e mașina din viața reală, cred. Tare, tare, tare. Ok. Bun, boys, dacă v-a plăcut, apăsați și un de like în viitoare. Bun!